Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Diana Spătărel și vă prezint știrile după amiezii. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au depus astăzi o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Dorin Recean. Opoziția consideră activitatea executivului ca fiind ineficientă. Totodată, BCS este nemulțumit de felul în care guvernul gestionează problemele din țară și acuză cabinetul de ministri de instabilitate și de creșterea prețurilor. Autorii moțiunii mai declară că guvernul nu mai are susținerea poporului. Aceștia și-au motivat inițiativa de a demite guvernul Recean prin faptul că deja, de mai bine de 2 ani, țara este condusă în regim de urgență, se confruntă cu o criză profundă social-economică și cu atacuri la adresa statului de drept. La acuzațiile BCS a reacționat deputatul PAS, Radu Marian. El a scris pe rețelele de socializare, cităm, socialiștii și comuniștii au depus moțiune de cenzură împotriva guvernului chiar în ziua în care trebuie să aprobăm majorări salariale. Spor pentru Moldova pentru circa 170.000 de cetățeni. Ei sunt împotriva acestor majorări și împotriva investițiilor suplimentare pentru dezvoltarea regională, drumuri, agricultură și cheltuieli energetice. Toate aceste fonduri sunt planificate în rectificarea bugetară pe care o vom vota astăzi în primă lectură, chiar și cu opoziția socialiștilor și comuniștilor, a mai adăugat Marian. Menționăm, autoritățile au declarat în repetate rânduri că situația de criză din țara noastră este cauzată de consecințele războiului din Ucraina. Pentru a ajuta populația, la sfârșitul anului trecut, guvernul a majorat salariul minim lunar și a achitat compensații pentru achitarea facturilor. Eu am să vă dau un exemplu, ca noi. Mâine începe campania electorală pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie. În acest context, concurenții sunt chemați de Comisia Electorală să se conformeze legislației și să se manifeste transparență, corectitudine, egalitate și respect. Totodată, autoritatea electorală amintește că în campania electorală acestora le este interzis să utilizeze resursele administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor, a bunurilor publice. Competitorii electorali li se interzice și organizarea de concerte, concursuri, alte evenimente sau demonstrații cu implicarea interpreților atât din țară cât și de peste hotare. Comisia Electorală menționează că acei candidați, dosarele cărora se află în proces de examinare, vor începe campania electorală la data înregistrării. Președintele țării Maia Sandu a promulgat legea cu privire la modificarea codului electoral votată ieri de 58 de deputați PAS, care interzice dreptul de a candida la alegeri unor membri ai formațiunilor declarate neconstituționale. Astfel, potrivit hotărârii, persoanele cu statut de învinuit, bănuit sau inculpat de săvârșirea infracțiunilor care au fost menționate ca argument de Curtea Constituțională la declararea neconstituționalității partidului politic Șor, nu vor putea participa la scrutinul din 5 noiembrie. Interdicția îi vizează și pe cei care au fost excluși anterior dintr-un scrutin electoral ca urmare a încălcării principiului finanțării transparente, dar și la persoanele care sunt culpabile de comiterea unor fapte ce au dus la includerea acestor persoane în listele de sancțiuni internaționale ale unor organizații internaționale sau ale unor state. Pe de altă parte, Aureliu Colencu, avocatul lui Ilan Șor, a declarat pentru TV8 că va ataca la Curtea Constituțională noile modificări. Deputații au aprobat modificările la codul electoral după ce Curtea Constituțională constatase că exponenții partidului interzis Șor pot candida la alegeri. O moldoveancă de 69 de ani cu cetățenie ucraineană a murit în tragedie de la Veneția, scrie presa italiană. O primă listă a victimelor accidentului a devenit deja cunoscută după ce a fost publicată de jurnaliștii locali. Acolo figurează și 4 membri ai unei familii din România, printre care 2 surori minore, cea mai mică având 13 ani, și părinților. Ofițerul de presă al MAIE, Filip Cojocaru, a declarat pentru postul nostru de televiziune că încă are loc procesul de identificare a victimelor. Ambasada noastră
noastră este în contact permanent cu autoritățile italiene. Amintim că cel puțin 21 de persoane au murit, iar alte aproximativ 20 au fost rănite după ce autobuzul în care se aflau s-a prăbușit aseară de pe un pod la Veneția de la o înălțime de 15 metri. Potrivit autorităților italiene, cauza producerii accidentului a fost stabilită după preluarea unui video de pe camerele de supraveghere ale orașului. Acestea arată cum autobuzul aflat pe pod încetinește din cauza aglomerației din trafic, iar apoi, fără nicio explicație, șoferul virează brusc la dreapta și cade peste liniile de cale ferată. Comisia Juridică a Parlamentului a avizat pozitiv inițiativa ministrului afacerilor interne, Adrian Efros, care prevede testarea șoferilor la consumul de droguri. Procedura va fi făcută de ofițerii de patrulare în stradă și va dura câteva minute. Șoferii a căror privință a fost pornit proces contravențional vor fi obligați să accepte necondiționat testarea antidrog la cererea autorității competente. În prezent, Inspectoratul General al Poliției dispune de 10 dispozitive de testare narcologică care au fost donate de către Ambasada Germaniei la Chișinău. Stocul acestora va fi suplimentat pentru intermediul proiectului de asistență externă și cu dispozitive donate de către partenerii de dezvoltare ai Poliției Naționale. Doi moldoveni au fost reținuți pentru fabricarea ilegală a cardurilor bancare pentru bancomate din țări ale UE, cât și pentru vânzarea unor aparate de clonare. Pentru asigurarea reținerii lor, procurorii Pececox, de comun cu ofițerii Direcției Investigare Infracțiuni Economice a INI, le-au monitorizat întrevederile și comunicarea, după care au urmat peste 10 percheziții în Chișinău, inclusiv în atelierul ilegal, domiciliile și automobilele acestora. Acolo oamenii legii au ridicat în jur de 100 de carduri. Totodată, din atelier au fost ridicate camere video ascunse, ce ar fi urmat să fie montate camuflat în bancomate. Suplimentar, de la cei doi au fost ridicate calculatoare și peste 450.000 de lei. Anterior, ambii au fost pedepsiți pentru infracțiuni similare. Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe pentru a-i semăna o notă de protest. Într-un comunicat al diplomației ruse se spune că motivul este presiunile la care e supusă presa de limbă rusă din Republica Moldova și în urma cărora directorul Sputnik Moldova, Vitali Denisov, a fost expulzat din țară. Contactat de noi, comunicatorul diplomației moldovenești a confirmat informația și a comentat acțiunea autorităților ruse. Într-un comunicat al Ministerului Rus de Externe se spune că ambasadorului Moldovei la Moscova i-a fost înmânată o notă de protest legată de persecuția continuă motivată politică a presei de limbă rusă din Moldova, o manifestare a cărei a fost decizia de a-l expulza din țară pe 13 septembrie pe șeful agenției de presă Sputnik Moldova, Vital Denisov. Potrivit aceleași note informative, lui Lilian Darii s-a comunicat că în calitate de măsuri similare a fost interzis accesul în Federația Rusă pentru o serie de persoane care au legătură directă cu limitarea libertății cuvântului și drepturilor jurnaliștilor ruși în Moldova, dar și cu incitarea la sentimente antirusești. Contactat de noi pentru o reacție, Tudor Cojocaru, de la Serviciul de Presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, ne-a confirmat printr-o notă informativă convocarea ambasadorului Lilian Darii. Acesta a fost anunțat despre decizia Federației Ruse de a interzice intrarea pe teritoriul său pentru președinta Consiliului Audiovizualului și jurnalistul Mihail Sircheli. Este o decizie care se încadrează în politica ostilă față de țara noastră. Indiferent de deciziile Moscovei, Republica Moldova rămâne ferm angajată în contracararea acțiunilor destabilizatoare, a atacurilor hibride și a dezinformării, a mai menționat Cojocaru. Amintim că în 13 septembrie șeful Sputnik Moldova a fost expulzat din Republica Moldova după ce a fost declarat persoană indezirabilă pe o perioadă de până la 10 ani pentru implicarea în treburile interne ale țării. În reacție, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat acțiunea Chișinăului drept o încălcare a principiilor democrației. Amintim că Sputnik Moldova a fost interzis pe teritoriul țării noastre începând cu 26 februarie 2022 la inițiativa directorului SIS pentru că ar incita la ură și război, acuzații respinse de administrația agenției. Un accident rutier s-a produs în această dimineață în satul Pârlița, Ungheni. Un autoturism a intrat într-un pilon de electricitate de pe acostamentul traseului național. Despre asta a comunicat pentru Orizont TV Inspectoratul General al Poliției.
Potrivit oamenilor legii, preliminar s-a stabilit că impactul a avut loc în jurul orei 8 dimineața. Autoturismul era condus de o șoferiță în vârstă de 32 de ani. În mașină mai era o fetiță de 2 ani și un băiat de 6 ani. Din motive necunoscute, deocamdată femeia a pierdut controlul volanului și s-a tamponat în stâlp. Ea și cei doi copii au fost transportați la Spitalul Raional Ungheni pentru examinări medicale. La fața locului a intervenit un echipaj al Inspectoratului de Poliție care stabilește toate circumstanțele. Piața Marea Dunării Naționale va fi închisă pentru transport în acest weekend. Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbătă și duminică va fi organizată Ziua Națională a Vinului. Dar potrivit comunicatului, traficul rutier pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Pușkin, Mitropolit Bodoni, va fi suspendat începând cu ziua de mâine, ora 22, până luni, ora 5 dimineața. În această perioadă, circulația transportului public va fi redirecționată pe străzile adiacente. În acest sens, autoritățile capitale recomandă șoferilor să evite zona centrală a orașului. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile după amiezii. Cu principalele evenimente ale zilei, vă aștept la ora 19. Pe curând!